Să suntem la Botoșani, unde va începe în câteva minute un nou meci din play-out între două echipe care aparent sunt scutite de griji. Este vorba de FC Botoșani și Gaz Metan Mediaș, ocupantele locurilor 4 respectiv 3, deși gazdele, după victoria din această rundă a Concordiei Chiajna, sunt la 6 puncte de locul de baraj, așadar nu pot sta chiar liniștite, mai ales că mai sunt 5 etape până la finalul play-out-ului. Două echipe care nu prea au mai câștigat în ultimele runde. Pentru Gaz Metan, un singur succes în ultimele 7 etape, iar FC Botoșani cu o victorie în ultimele 5 etape. Botoșanul vine după două deplasări, se întoarce acasă, a scos două puncte doar, un 1-1 la Târgu Jiu, 1-1 la Severin, bineînțeles, cu Pandurii Târgu Jiu și un 1-1 cu ACS Poli Timișoara, timp ce Gaz Metan se află la a treia deplasare consecutivă, după 0-1 la Timișoara și 0-0 cu ASEA Târgu Mureș. Și a dat două deplasări în care echipa lui Cristi Pustai nu a reușit să marcheze. Vom vedea și echipele. Începem cu trupa lui Leo Grozavu. Cobra este în poartă. Apoi trei fundași, Tincu, Miron și Burcă. Roman Vașvari, Bordeanu, Popovici, Filop, Elec și Golovka, golgheterul echipei. Titular nu avea cum să lipsească. O brigadă de arbitri care l-are la centru pe Iulian Călin, ajutat la cele două linii de Dragoș Iliescu și Alexandru Vodă. Vașvari a ales terenul, lovitura de începere o vor avea cei de la Gaz Metan. 30 de puncte au în acest moment. Iată trupa lui Cristi Pustai, Greab în poartă, Crețu, Târtovaț, Buzean, Roberto Romeo, Danci, Zaharia, Bic, Munteanu, Eric și Lupu. Vom vedea și lista rezervelor, nume importante, aș spune eu, la cele două trupe, mai ales la Gaz Metan. Iată Avram Cârstocea, Buș, Juncănaru, Cucu, Hergheligiu, Mușat la gazde, Pleșca, Rugașevic, Onanga, Petre, Curtean, Sikorski și Buziuc. Ultimii trei, chiar ultimii patru, Petre, Curtean, Sikorski și Buziuc, oricând pot fi titulari. La fel Rugașevic, care a avut ceva probleme medicale, dar până la urmă, iată, a luat loc doar pe banca de rezerve. În timp ce Iulian Cristea s-a accidentat și va lipsi o perioadă lungă de timp, Akaki Kubutia a fost legitimat la Gaz Metan, o revenire a lui Akaki și poate fi de bun augur. Prima intervenție asupra lui Eric, se resimte atacantul gazului. Joacă fără un vârf clasic Cristi Pustai, înțepat aici, prins de Miron, i-a ciupit vârful ghetei, l-a călcat puțin pe Eric. În continuare cu un fizic impresionant, dar știe mult fotbal. Însă pe această poziție de vârf împins, nu știu dacă va reuși să amenințe foarte mult, pentru că Gaz Metan este o echipă totuși care are nevoie de viteză pe contraatac. Muntean, e adevărat, poate face asta, Alex Munteanu. Să vedem acum pe această primă recuperare. A plecat Alex Munteanu. Pasa este interceptată de gazde Vașvari pentru Popovici. Ezită să-i paseze în adâncime lui Golovka. Întoarce pentru Burcă. Vașvari până la Tincu. Încearcă Leo Grozavu cu acest sistem, cu trei fundași central, să aducă un plus pe faza ofensivă. O contră puternică aici a lui Elec. Din
nou titular, Robert Elec. A tot încercat lui Zaharia. A tot încercat Leo Grozavu. L-a folosit pe Cucu. Iar Timișoara a jucat Elec titular, însă a fost înlocuit destul de repede cu Jun Cănaru, chiar la pauză. Probabil prestația sa nu l-a mulțumit pe Leo Grozavu. Aruncare de la margine pentru Gazmetan. Roberto Romeo se pregătește să o efectueze. Trimite lung spre Eric, nu are nicio șansă în fața lui Miron Vașvari. Pentru Burcă, de la acesta până la Popovici. Sperăm să vedem goluri în această partidă. Altfel, cred că am consemnat o premieră negativă. Până acum, în acest sezon, cele două formații s-au întâlnit de 3 ori și de fiecare dată rezultatul a fost același. 0-0. Așadar, 270 de minute fără gol între FC Botoșani și Gazmetan Mediaș, indiferent de terenul pe care s-a jucat la acest meci. Gazul este mai liniștită, se află în locul al treilea, spuneam, în play-out, la un singur punct de CSM Iași. Voluntari a urcat pe 2, a reușit să depășească trupa lui Pustai datorită golaverajului. O performanță frumoasă reușită de Claudiu Niculescu pe banca echipei Ilfovene, pe care a resuscitat-o pur și simplu, a readus-o la viață. Și voluntariul în acest moment pe locul 2, la un punct în spatele Iașului. Contează poziția în clasament, sunt diferențe, există o diferență, cred, de aproximativ 200.000 de euro între un loc și celălalt. Pentru club, pentru orice club, cred, sunt bani foarte, foarte mulți. Lovitură liberă pe care Eric se pregătește să o execute. Centrarea lui Eric, atenție aici, Buzean încercat să devieze balonul cu capul, dar nu a lovit foarte bine. Vașvari, lung de linie, linge pentru Mihai Roman. Roman, și este faultul lui Roberto Romeo. Să vedem dacă va scoate cartonașul galben. Într-adevăr, mâna la buzunar pentru Iulian Călin. Și avertisment pentru Roberto Romeo. Iar dacă este primul fault, a oprit o acțiune periculoasă. Cam aici s-ar încadra ceea ce a făcut Roberto Romeo. Pentru că faultul a fost unul normal de joc, nu datorită sau nu pentru intensitatea faultului s-a dat acest cartonaș galben. Și după ce am avut o lovitură liberă, bătă de Eric, acum Mihai Roman se pregătește să bată pentru FC Botoșani. Roman, minge respinsă de Buzean. Prețu este presat, are timp să-și așeze mingea. Trimite în lung de linie, dar balonul părăsește terenul de joc. FC Botoșani este neînvinsă de 3 partide acasă. A câștigat cu Oasea Târgu Mureș și cu FC Voluntar 2-0, respectiv 3-0, dar a remizat cu Concordia Chiajna, deși a condus cu 1-0 la pauză prin golul lui Târnovan. Fotbalist care nu se regăsește în lot pentru această partidă, Miron. Balon recuperat acolo de Lupu.
Reușește Gazmetan să scoată mingea Elec pentru Mihai Roman. Două driblinguri, Roman reușește centrarea spre Golov, care stinge Crețu. Popovici, șut frumos al lui Popovici. Și reține greab foarte frumos voleul lui Popovici. Un fotbalist cu o tehnică destul de bună, Popovici. Îl ascultă mingea și lovește mingea cu ambele picioare, dar nu reușește să producă mai mult fotbal atunci când e folosit. Acum însă un voleu foarte bun, care îl pune în dificultate pe Greab. Prima fază notabilă a acestei întâlniri. Dacă Botoșanul câștigă, se încinge lupta acolo la vârf, ar face 29 de puncte, ar fi 4 echipe pe 2 puncte. Deși Iașiul are avantajul că va juca mâine acasă cu Pandurii Târgu Jiu și teoretic ar trebui să reușească să se impună împotriva unei echipe care nu se regăsește în ultimele runde, o echipă aflată pe loc direct retrogradabil. De altfel, acum au arătat meciurile până acum, ASEA Târgu Mureș și Pandurii Târgu Jiu par să fie echipele care nu știu dacă, nu cred că vor reuși să se salveze. În rest, rămâne un duel în doi pentru, între Timișoara și Concordia Chiajna pentru poziția de baraj. Ceva mai devreme ați putut vedea și un meci din divizia B între Chindia Târgoviște și Sepsi Sfântul Gheorghe. Foarte interesantă și lupta pentru promovare în divizia B, acolo unde UTA, Sepsi și CS Mioveni se luptă pentru locul direct promovabil. Minge spre Golovca, intervine Crețu, talpă, cu talpa lui Elec, da. Degeaba se lamentează atacantul Botoșanului, s-a dus cu talpa. Iată. Se reia între timp jocul. Eric acum încearcă o pasă în adâncime, intervenția lui Miron. Mihai Roman pune tare piciorul la minge, intervine târziu Iulian Călin, probabil la sfatul arbitrului de rezervă. Își recunoaște cumva greșeala Mihai Roman, dă mâna cu... Da, e fault. Da. Fault clar. Nu înțeleg de ce a avut nevoie de intervenția arbitrului de rezervă, Iulian Călin, pentru a dicta lovitură liberă la așa ceva. Lovitură liberă pe care o bate Buzean cu stângul. Minge care ajunge în brațele lui Cobrea. Un astfel de joc nu știu cât va putea pune probleme Gazmetan. În linie de mijloc destul de imobilă din punctul meu de vedere, cu Danci, Zaharia și Bic. Eric nu are nici el o viteză de deplasare foarte mare. Munteanu și Lucu totuși sunt fotbaliști periculoși datorită vitezei lor și ar putea să creeze ceva probleme. Iată pe Burca, aici a fost neatent, a scăpat din geanaut. Crețu reușește să centreze, dar cine să fie în careu? Eric mai greu să intre în careu, lui îi place să stea mai mult în afara suprafeței de pedeapsă. Astfel că pentru Gazmetan centrarea nu reprezintă o opțiune în acest meci.
Elex, se rupt aici, o eroare a lui Buzean, dar iese dreapă și prinde. Poate bătăiesc Robert Elex, deocamdată nu este în joc golgheterul Cătălin Golovca, 8 goluri. În fine, îl vedem pe Golovca, o minge înapoi pentru Bordeianu. Mihai Roman. Roman, Bordeianu, Vașvari. Primește acum Popovici. Sunt de agresivă, Gazmetan, Burcă, din nou ezitant, deposedat, o minge aruncată de Eric pentru viteza lui Munteanu. Excelent, Tincu, prin alunecare. Reușește să respingă în aut. L-a luat cu totul pe Alex Munteanu. Crețu, Crețu, faultat. E fault aici, dar se lasă jocul să continue. Se lansase Crețu destul de puternic acolo printre doi adversari. Iată, fault clar al lui Popovici. În fine, o lovitură liberă nedată nu înseamnă mare lucru neapărat. Miron și el blocat. Dau drumul târziu la minge. Pleacă mingea greu din spate pentru FC Botoșani. Gândesc prea mult băieții lui Leo Grozavu, cei de pe linia de fund, bineînțeles. Cu aruncarea de la margine, Mihai Roman spre Elec. Din nou out. Tot Mihai Roman pentru Golovca. Golovca, Golovca, se strecoară Golovca. Oprit însă de Roberto Romeo. Iată pe Golovca, își caută și altă zonă de acțiune bună de Viera pentru Mihai Roman. Centrarea lui Roman, Elec! Elec! Ce ratare a lui Robert Elec! O centrare care nu trebuia ratată. Foarte frumoasă această fază cu devierea lui Golovca pentru Mihai Roman, iar Elec din 4 metri trimite pe lângă poartă. Acolo umpli plasa porții, lovești tare cu capul în plin, nu are cum să o scoată portarul, doar dacă dai în el. Ce ratare pentru FC Botoșani, echipa care domină. Avansează Miron, îi lasă lui Bordeianu, din nou Miron. Aceeași încercare de a pasa în lung de linie, blocată și acum. Dar până la urmă ce să facă și Leo Grozavu, dacă dintr-o astfel de ocazie nu dai gol. Faza a fost una foarte frumos lucrată. Vașvari, Golovca. Golovca încearcă o pasă pentru Popovici. E bună această minge. Crețu apare și acordă corner. Se găsesc din ce în ce mai bine cei de la FC Botoșani. Iată, odată cu intrarea lui Golovca în joc, gazdele se mișcă mai bine în plan ofensiv. Lovitură liberă pe care o bate Bordeianu. Centrarea lui Bordeianu în forță. Se încurcă acolo Tincu și Miron. S-au încurcat cei doi. Și mingea trece mult pe lângă poarta lui Greab. Nu e ușor să te motivezi în momentul în care ți-ai cam îndeplinit obiectivul. Echipele din play-out, până la urmă, jucătorii se gândesc la salvarea de la retrogradare. Acesta este scopul lor. Apoi, o poziție în plus sau în minus în clasament, am mai spus-o și cu alte ocazii, nu-i afectează prea tare. Sigur, la unele cluburi sunt prime care se acordă în funcție de locul ocupat în clasament. Și e bine că se întâmplă așa. O, ce greșeală aici, Golovca!
Îl deposedează pe Târtovaț, Golovkan Careu, rămâne la minge Golovka și prinde Greab. Excelentă ieșirea lui Greab aici. Atenție la această fază, respinge Cobrea, nu foarte bine, până la urmă Miron reușește să degajeze. Ce greșeală a lui Târtovaț mai devreme. A fost Bic mai devreme la minge. Munteanu în poziție regulamentară, o pasă în fața porții, Miron degajează, joacă simplu. Miron aruncând balonul în aut. Danci cearcă o pasă pentru intrarea lui Lupu din margine. Cerca să plece în spatele apărării. Cătălin Golovka în primele 10 minute nu s-a văzut, dar apoi iată-l principalul animator al atacului Botoșanului. Dacă ar fi înțeles aici că Greab se culcă, ar fi reușit să marcheze. E greu să ai această clipire de moment. Buzean a jucat și fundaș, de fapt fundaș stânga este postul lui. A jucat și la mijloc, mijlocaș stânga, mijlocaș central. Iată la cum fundaș central. Probabil legitimarea lui Akaki cu Butia va rezolva problema acolo în centrul apărării. E un meci în care ar trebui să profite cei de la FC Botoșani de această prezență a lui Ionuț Buzean pe acel loc. Aruncare de la margine pentru Gazmetan Mediaș. Încearcă Ovidiu Lupu să se întoarcă, până la urmă pierde balonul. Botoșanul nu a învins-o niciodată acasă pe Gazmetan. A fost un 2-2 în 2013 cu Ișvan Fülop reușind o dublă. Dan Roman și Mut au marcat pentru Gazmetan. Apoi 3-0 pentru Gazmetan un an mai târziu cu Todea, Tahar și Filiomeni reușind să înscrie. Iar anul acesta, în sezonul regulat, 0-0. Sunt 4 rezultate de egalitate consecutive între cele două echipe, 3 consemnate pe terenul lui Gazmetan. Așadar, 4 remize consecutive între cele două formații, 3 rezultate de 0-0. Nu merge jocul gazului. A ieșit balonul. Nu a fost prea bună această redublare a lui Fülop. Se dau lupte grele pentru minge în această zonă. Protejează Eric. Oh, ce frumos a reușit să scoată la Danci. Pleacă Lupu. Balon respins de Miron. Iar acum Elec în duel cu Târtovaț. Elec se bagă în adversar, protejează foarte bine, revine Târtovaț. Frumos duelul pentru minge. Primește Golovka. Golovka nu e fault. Foarte bine s-a apărat Crețu. Aici cade și Eric. Excelent, Tincu. Miron conduce prea mult mingea. Prea mult a condus-o până să-i dea drumul Bordeanu. Înapoi pentru Tincu. Golovka din prima pentru Vajvari. Popovici în poziție afară din joc. Terenul destul de uscat. Mingea nu alunecă așa cum trebuie. Pare offside. Cel mai bine plasat arbitrul asistent, căruia îi dăm credit pentru această semnalizare. Degajează Greab.
Fuge lăsat acolo să cadă și reușește totuși Burcă să-i trimită lui Cobrea. Popovici, Vașvari, Burcă. Cearcă o schimbare de parte, sare Mihai Roman și Buzean cu capul pentru greabă reușește să liniștească această fază. Tot astăzi avem un meci din play-off la 21 și 15 minute. Craiova, Viitorul. După ce ieri Dinamo a trecut pe primul loc în clasamentul play-off-ului cu victoria de la Cluj, astăzi Viitorul încearcă să câștige la Craiova, acolo unde Oltenii anunță că au anunțat că vor trimite mai mulți juniori sau, mă rog, jucători din lot până la urmă, neapărat juniori. Foarte frumos Crețu, plin de energie. Crețu reușește să avanseze, continuă Crețu, pasă pentru Lupu, încearcă să țină de minge, Roman îl deposedează. Primește Eric, mai departe până la Danci. Danci scapă mingea, iar acum Golovka. Golovka neatent. Popovici urmărește aici Târtovaț. Nu se pulbuie, dar până la urmă este degajarea lui Greab. Se lasă jocul să continue. Lupu reprimește. Lupu, fault. Fautat de Vașvari. Îi atrage atenția Iulian Călin să fie mai ponderat în intervenții. Astăzi avem și turneul de la Madrid. Simona Halep o întâlnește pe Cristina Plișcova, proaspăt finalistă la Praga. Ați văzut ele în finala cu Mona Bartel. De asemenea, Sorana Cârstea o întâlnește pe Anastasia Pavlicencova, campioana de la Rabat. Iar Monica Niculescu joacă împotriva lui Caroline Wozniacki. Toată săptămâna viitoare, turneul de la Madrid va putea fi urmărit pe Digisport 2 și Digisport 3. Aici o lovitură de colț, bătă de Munteanu, iese Cobrea și reține. Hai Roman! Roman încearcă să treacă, foarte bine s-a apărat Lupu. No, e fault aici, da. Se lasă jocul să continue prea ușor, a renunțat la minge Lupu, cred că a fost ceva mai devreme, cred că nu, el s-a apărat la Mihai Roman. În fine, Popovici primește Filop, mai departe Bordeianu, pasă pentru Elec, a călcat mai mult pe balon, nu a ieșit preluarea. Tincu schimbă bine direcția, Popovici din prima până la Cătălin Golovka. Golovka au strâns bine în jurul său. Bordeianu, dacă se tragă, revine Bordeianu. Minge destul de grea, care nu prea se duce pentru care o lovești. Iată-l pe Mihai Roman din nou aici, o centrare pentru Careu. Fulop, foarte frumos Radu Zaharia reușește să protejeze, apoi Roman obține o lovitură liberă după această intrare a lui Lupu. Fotbalist de 24 de ani, Lupu cu 9 prezențe, niciun gol, e de la Caral Sebeș. Vașvari pentru Popovici, reușește să recentreze. Comic Burcă la această preluare.
A preluat în adversar, cum se spune, s-a lovit de acesta. Dar nu putea să primească ceva la această fază. Mâine va fi și meciul dintre Astra și FCSB, care încheie această etapă. O cincare aici de galben. Da, da. Galben al lui Bordeanu, cred că s-a dus cu cotul sus în fața lui Eric. Intrare stupidă al lui Bordeanu. Nu așa se protejează. Iată. E adevărat, din ce vedem pe această reluare, exagerează și Eric, dar faultul este indiscutabil. A fost o împingere, nu a fost până la urmă o lovitură, dar e fault. Târtovaț, ezitant, în două rânduri. O reușește preluarea Lupu. Din nou Lupu pentru Eric. Probabil Pustai se gândește să atace altfel repriza a doua. Golovka, un control fin. Să-l vedem aici 1-1 cu Târtovaț. Golovka, dar apare dublajul. Vajvari. Minge pentru Mihai Roman. Lent. Și Lupu reușește să-l deposedeze. Când intri prea mult în adversar, nu prea mai ai șanse. Eric o pasă în adâncime pentru Lupu, prea tare. Era prea departe, în spatele lui Miron, la această fază, Lupu. Dar meciul are ritm. Golovka foarte bine, pune umorul aici, dar pasează direct la adversar. Multe greșeli de transmisie. Cade acum Munteanu de lângă Tincu. Să vedem dacă se vede ceva pe reluare. A vrut să treacă pe lângă Tincu. Ia să vedem. Din nou mi se pare că e vorba de o exagerare. Nici măcar în față, la nivelul umărului, claviculei acolo, s-a lovit Alex Munteanu. O simulare, după părerea mea, destul de jenantă. Va fi posesie pentru FC Botoșani, după ce mingea va fi repusă în joc. Interesant cum Gaz Metan, iată, se află la a treia deplasare consecutivă. Etapa viitoare va juca acasă cu FC Voluntari. E o partidă foarte interesantă. În timp ce FC Botoșani va merge la Târgu Mureș. Echipa care apare aproape condamnată în acest moment. Iată, din poziție regulamentară, Alex Munteanu reușește să ajungă la minge. Munteanu se dezechilibrează și e aruncare de la mă. Este care un mic. Supărat Munteanu pe nereușita sa. Da, din poziție regulamentară. Așa apare pe reluare. Aici vedem cum s-a dezechilibrat mijlocașul Gazului. Totuși Gaz Metan a echilibrat puțin jocul. Dar dacă e greu să aibă ocazii în această formulă fără un atacant clasic. Vajvari frumos. Vajvari s-a descurcat. Bordeanu acum. Avansează Bordeanu. Bordeanu în continuare. Bordeanu în careu scoate la Popovici. Contrat acolo. Vajvari recuperează aici Bordeanu. Popovici, excelentă fenta lui Popovici. A vrut, cred că, să dea la poartă, deși era într-o poziție
care nu prea îi permite acest lucru. Tincu, nu, nu, până la urmă vine șutul, dar o minge care abia a ajuns la poarta adversă. Poziție afară din joc al lui Eric, se pare. După semnalizarea venită de la margine, nu, fault în atac. L-a ținut pe Burcă în faza de mai devreme. Poate că și Leo Grozav ar avea nevoie de un om în plus la mijlocul terenului. Golovka cu pieptul, Golovka, centrarea lui Golovka, respinge Târtovaț. Mihai Roman faultat. O nouă lovitură liberă pentru Gazde, fault clar al lui Roberto Romeo, care își împinge adversarul când acesta încerca să ajungă la minge. Lovitură liberă pe care o bate Mihai Roman. Centrarea lui Roman, este un șut de fapt atras la poartă Mihai Roman, dar grab, a fost atent și a reușit să respingă. Foarte frumos șutul lui Roman. Centrare acum slabă. Roman reușește să respingă acolo cu capul. Eric Roman, frumos efortul. Filop Popovic. Popovic până la Roman. Continuă Mihai Roman, să joacă înapoi cu Vajvari. Tincu, nu vine nimeni la primit. Tincu rămâne la minge. Se complică și până la urmă scapă. Balonul a fost fault la Munteanu. L-a tras Tincu de tricou. Supărați jucătorii Gazului. Partida are răutate, are intensitate, dar nu au prea multe realizări jucătorii. Ales Gaz Metan, nicio ocazie până acum. Crețu, de departe, cel mai vivace jucător al medieșenilor. Crețu pentru Danci și centrarea acestuia și degajarea lui Cobrea. Ce prezență de spirit a lui Alberto Cobrea. Crețu exagerează aici cu încrederea sa. O linge care este în afara terenului. Ultimele 10 minute ale acestei prime reprize. Aruncă de la margine Popovic. Degajează Bordeianu direct în afara terenului. Munteanu încearcă să-și facă loc. S-a lovit acolo de Burcă. Solicită o lovitură liberă pe care nu o primește până la urmă. Robert Elec ajunge înaintea lui Buzean, încearcă să paseze înapoi, împins de Buzean. Se dă aruncare de la margine. Mihai Roman, Vajvari. Degajează Târtovaz, nu foarte departe, până la Bordeianu. Încearcă să preseze Botoșaniul. Iată, cu fundașii centrali în jumătate de teren adversă. Bordeianu. Nu ajunge această minge la Elec.
și din nou jocul întrerupt pentru o lovitură liberă. Până la urmă pentru Gazmetan și un punct ar fi bun aici în deplasare. Ar egala-o la puncte pe CSM Iași. Iașiul pare în acest moment favorită să termine pe primul loc în play-out. Iașiul care are dosar depus și pentru Europa. Fault. Intrări destul de tari de ambele părți. E bine că se joacă așa. Nu vedem o partidă din aceea amorțită în care jucătorii să pară intrați în vacanță. Greșește Elec această redublare pentru Golovka. Golovka se ruptă și recuperează. Se bate pentru fiecare minge Golovka, dar acest teren uscat de care vă vorbeam, mingea care nu alunecă, nu se duce, nu se învârte. De multe ori jucătorii au călcat pe minge în acest meci. Roman acum, Roman reușește să se centreze, Elec în careu. Elec îi scoate lui Roman, dar se repliază foarte bine Roberto, Romeo, Eric, deposedat Roman până la Bordeianu. Greșeală acolo, călcat pe minge și Fulop. Aproape să fac o întorsă. Popovici, Tincu și până la urmă mingea ajunge la Cobrea. Popovici pentru Tincu, din nou Popovici. Apare Fulop, Fulop, preluare interesantă, târtovaț și ce greșeală a lui Fulop, care îl faultează pe adversarul său, deși acesta era în dificultate. L-a călcat pe picior. Încă un fault de această dată al lui Mihai Roman. Iulian Călin pare să nu mai tolereze acest fault lui Mihai Roman. Dar unde-i faultul aici? A căzut Sabin Lupu. Parcă ar fi fost curentat. Nu că dă minge Mihai Roman. Prea des, prea des se aude flerul lui Iulian Călin din cauza intervențiilor neregulamentare. Încă 5 minute din această primă repriză, Golovka are și noroc aici, rămâne la minge. Ce accelerare a lui Golovka, o pasă pentru Fulop. Popovici, un dribling, Popovici, bară, Elec. Elec în careu și scapă Gazmetan cu fața curată și de această fază. Ce ocazie au moldovenii, încă o ocazie foarte clară. Popovici, frumos șutul cu interiorul. Spuneam că are calitate tehnică. Iată aici pasa lui Golovka pentru Fulop. Nu i-a ieșit preluarea. Rămâne 0-0, deși au fost trei ocazii mari ale celor de la FC Botoșani în această primă repriză. Gazmetan în contul ei nimic, nu am putut consemna.
Alex Munteanu pentru Eric, e periculos aici Eric, un dribling frumos, dar nu mai are forța să dea drumul la minge. Fulop. Nu e fault. Big pentru Eric. Dar nu are... Eric ar trebui să aibă un atacant căruia să-i paseze, nu să fie el cel mai avansat om. Este aruncare de la margine pentru, da, pentru Gazmetan Mediaș. Convinge acum în careu, iese Cobrea și reține. Primește acum Fulop pentru Popovici, această pasă. Popovici se oprește, Vașvari din prima pentru Elec. Popovici nu a anticipat cum trebuie centrarea lui Popovici, degajează Roberto Romeo. Bordeanu, trage Bordeanu, dar șutul este slab. Oricum, nu e un fotbal rău. Aici au cerut, mă rog, spectatorii au cerut hands, dar nu este vorba de hands. Nu a fost... Lovitura de la 11 metri. Sare bine Burcă, Fulop spre Golovka. A respins însă Buzean. Trimis în poziție de atacant Golovka. Joacă aproape acolo lângă Elec. Începe să-și valorifice viteza. Lansare pentru Alex Munteanu. Munteanu încearcă să retrimită în careu, dar nu e nimeni. Vașvari fautat. Bate repede pentru Popovici. Multe curse făcute de Popovici în această primă repriză. Da, nemulțumiți spectatorii pentru că Popovici pasează în spate. Unul dintre cei trei fundași centrale ar trebui să asigure mai mult superioritatea. Cearcă Romar să centreze și obține o lovitură de colț. Mihai Roman respinge Radu Zaharia. Munteanu și până la urmă Crețu reușește să degajeze. Probabil ultima fază a primei reprize, pentru că expiră timpul. Da, pune punct primei părți Iulian Călin, 0-3.
Popovici, l-am văzut mai devreme în imagine. Jucătorul care a avut o bară în prima repriză, 0-0 la pauză între Botoșan și Gaz Metan Mediaș, gazdele în prim plan, având două, trei ocazii foarte bune de a înscrie. Nimic pentru Eric și coechipierii săi. Eric, cu siguranță, i-ar trebui acolo un om în față care să-l ajute să aibă cum să-i dea pas Eric, pentru că asta i-a lipsit gazului în prima parte. Un om care să hărțuiască defensiva adversă. Iată pe Gabi Vajvari, capitanul Botoșanului. Să vedem dacă vor fi modificări în cele două tabere. Nu, se pare că nu, astfel că pentru repriza a doua avem aceleași distribuții. Botoșanul cu Cobrea în poartă, Miron, Tincu și Burcă, trei fundași centrali, Popovici, Bordeanu, Vajvari, Mihai Roman, Filop, Elec și Golovka, timp ce Pusta i-a trimis în teren pe Greab, Crețu, Târtovaț, Buzean, Roberto Romeo, Danci, Zaharia, Bic, Lupu, Eric și Alex Munteanu. Iulian Călin este arbitrul acestei partide, care s-a reluat de la scorul de 0-0. Cei care ați ajuns mai târziu, ați deschis mai târziu televizorul, reamintesc că în acest sezon, în toate cele trei partide jucate de Gaz Metan și FC Botoșan, scorul a fost egal 0-0. Ar fi a șaptea repriză fără gol între cele două echipe. Sunt șapte reprize fără gol între cele două echipe, dacă stăm să calculăm astfel. Pe Digisport 2 aveți tenis de la Madrid. Maria Șarapova, Miriana Lucici, Baroni. Pe 3 Alaves Bilbao, pe 4 Udineze Atalanta. A început așadar și turneul de la Madrid. Astăzi Simona Halep va întâlni pe Cristina Plișcova, Monica Niculescu pe Caroline Wozniacki, iar Sorana Cârstea pe Anastasia Pavlicencova. Ieri Irina Begu a produs o surpriză, reușind să o elimine pe Elena Vezmina cu 2-0. O surpriză dacă ne gândim că Irina nu a jucat prea bine în ultima vreme, chiar dacă a făcut acea semifinală la Istanbul. Cam acestea ar fi informațiile despre tenis. Să revenim la partida noastră cu Robert Elec. O pasă bună pentru Filop. Filop accelerează, intră în careu. Filop! Ce bine s-a apărat Radu Zaharia, care a reușit să-l deposedeze. Enzfel. Da. Enz arată Ion Călin la această preluare a lui Eric. Ne-a mulțumit brazilianul. Vajvari cu o pasă pentru Popovici, trece ușor de Alex Munteanu. Popovici îl citește aici, Crețu, și îl deposedează cu ușurință. E greu să treci de un fundaș cum e Crețu, are viteză. E un fundaș care se întoarce repede. Nu prea poți să-l faci în viteză. Costă apoi faultul lui Robert Elec. Exagerează și greabă cu locul de unde încearcă să execute lovitura liberă. Ar trebui să puțin mai în spate. Degajează greabă, respinge Burcă, face precis până la Popovici. Degajează Burcă. Căloarea lui Ovidiu Big, dar pasa se duce în afara terenului. Puțină lume prezentă la stadion, din păcate, dar undeva normal, e duminică, e ora prânzului. Poate mulți au preferat să stea acasă, cei erau suporterii gazului. Iată, au bătut atâția kilometri pentru a-i susține pe băieții lui Pustai. Popovici. Urmă vine degajarea, Eric sare pe lângă minge, Tincu, Miron, are voie să greșească în acea zonă, Burcă,
intervenția lui Crețu. Bordeianu a încercat o pasă pentru Golovka, a trimis direct la adversar. Popovici încearcă să recupereze. Târtovaț. Popovici aruncat în adâncime, iese grab, nicio șansă pentru Golovka. A avut vreo 10 minute foarte bune Golovka în prima repriză, apoi din nou s-a stins. Adevărat, și jocul a fost unul destul de fragmentat. Au fost multe intrări neregulamentare. Și acum vedem un joc neclar de ambele părți. Un joc destul de aglomerat. Nu reușesc să se elibereze jucătorii din marcaj. Parcă ar căuta contactul, parcă ar căuta zona aglomerată în loc să paseze, să se demarce. Radu Zaharia pentru Crețu. Preluare dificilă, se duce cu talpa în față. Nu știu dacă l-a prins pe Popovici aici. Galben pentru Crețu. Vom vedea pe reluare. Da, îl prinde. Este o intrare de Galben. O intrare periculoasă a lui Valentin Crețu. Văzut că s-a dus mai degrabă pe lângă Popovici cu talpa, dar nu a existat contact. Degajează Cobrea. Sara acolo, Elec și Mihai Roman. Nu înțeleg cum nu se uită să vadă dacă un coechipier atacă sau nu. Aruncă de la margine Roberto Romeo. Deviază Eric, dar trimite și el balonul în out. Avem cursivitate până acum în acțiuni. Roman pentru Elec. Foarte bine luat în marcaj de Buzean. Apare și Miron. Bic, încearcă să joace repede în partea opusă, Crețu până la Alex Munteanu, bună combinația dintre cei doi, cumva Crețu rămâne la minge. Alex Munteanu, la aceste pase la lungime, aceste mingi pe care trebuie să le joace acolo în ultimii 30 de metri. Se schimbe partea a Bordeianu, trimite însă scurt preluarea lui Crețu, care imediat încearcă să joace în lungă linie. Alex Munteanu a avut un moment în care nu știa unde este mingea. La urmă, balonul iese în afara terenului. Burcă se pregătește să repună lung de la margine. Reușește, iată, să arunce aproape de jumătatea terenului. Alex Munteanu, dribling interesant. Deviază Elec, apare foarte precis Buzean. Un carambol acolo. A ajuns Leo Grozavu, ceartă pe Elec. Pe Elec aici reușind să recupereze Popovici cu o minge în adâncime, în altul Târtovaț reușește să respingă. Elec se duce cu umărul în adversar, cade Crețu și obține o lovitură liberă. Da, foarte ușor cad jucătorii în ziua de azi. La cea mai mică atingere se prăbușesc. Din nou Burcă, își trimite cu echipierii în față. Aceeași repunere lungă, respinge Crețu. Reușește Danci să pună mingea jos. Pasă pentru Lucu, Roberto Romeo.
superior pentru Danci, dar nu a rămas la primit Roberto Romeo. Dar acum Golovka. Balon sare până la Vașvari, cu noroc apare din nou Popovici, foarte activ în acel flanc. Bordeanu. Golovka cerea mingea între linii. Golovka cere și acum de la Mihai Roman centrarea lui Roman, respinge Târtovaț. Bordeanu o piesă de o pasă pentru Popovici. Da. Ivan Fulop încearcă să protejeze, nu reușește. Danci, devierea lui Eric pentru Lupu, a ajuns din urmă de Mihai Roman și este aruncare de la margine pentru Gaz Metan Mediaș. O echipă și ea în dificultate din punct de vedere financiar, nu pare în insolvență, care sunt surse de finanțare. Vedem pe Golovka în careu. Golovka încearcă să scoate ceva. Cartonaș galben pentru Golovka. Deși se ridicase și nu a protestat la decizia lui Iulian Călin. Cartonaș galben în Cătălin Golovka. Este fault la această fază. S-a dus pe lângă el pe următoarea. Nu mi s-a părut Golovka a căzut pe adevărat, dar apoi s-a ridicat, a încercat să-și bane de treabă. Fără exigent aici Iulian Călin, dar cu clasica acoperire regulamentară. Bordeanu spre Golovka, această minge degajează Buzean. Aceeași impotență ofensivă a gazului. Mihai Roman. Dino Roman o conduce foarte mult mingea și pasează direct la un adversar. Crețu ratează și el pasa pentru Sabin Lucu. Început nu foarte bun repriză pentru cele două echipe. Multe greșeli de transmitere a balonului. Ați astăzi de Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, dar la mică, CSM București, din păcate fetele noastre nu au jucat prea bine ieri, de la ora 16 și 15 minute, 18:45, Gheor Vardar, Skopje. Partidele vor fi aici pe Digisport 1. A ieșit Elec și a intrat Benjamin Cucu. Era și normal, la cât l-a certat Leo Grozavu și a pierdut răbdarea. Pe site-ul nostru, pe digisport.ro, vedeți care este mesajul lui Morata pentru Zidane după o dublă aici. Cucu îi trimite lui Popovici. Cucu, preluarea în careu și până la urmă faultează în atac. A vrut să tragă la poartă Popovici și a ieșit de o pasă. Respinge Popovici, încearcă Fulop să protejeze, Cucu atacat tare de Târtovaț, care ridică mâna, semn că a greșit. Lovitură liberă, pare să fi intrat bine în meci Benjamin Cucu.
Bordeanu pentru Miron. Presează Botoșanul. Am un gol. Nu ar reuși să îi schimbe poziția din clasament. Ar privi totuși mai liniștită în jos. S-ar duce la 9 puncte de locul de baraj ocupat de Concordia Chiajna și s-ar apropia la un punct de locul 7. Bordeanu, Vașvari. Încearcă o lansare spre Golovka, dar mingea este protejată de Roberto Romeo. Încă o modificare. Dublă modificare la gaz metan. Iese Sabin Lupu. Dănuț Lupu, mă rog, Alexandru Buziuc intră în locul său. Și intră și Onanga în locul lui Alex Munteanu. Dar schimbă jucătorii de flanc, Cristi Pustai, pe Munteanu și Lupu. Și îl introduce pe Buziuc. Schimbă cumva sistemul, cred. Buziuc juca mai atacant. Probabil va juca acolo, mai aproape de Eric. Și Eric se va retrage puțin, în timp ce Onanga joacă fundaș central. Trece și Pustai la o linie de trei fundași centrali. Să vedem pe Buziuc la prima incursiune. Buziuc pasă pentru Bic. Cere mingea Eric în marginea careului și un șut al lui Roberto Romeo, contrat de Mihai Roman. Ține de gringolat aici în defensiva celor de la FC Botoșani. Este lovitură de colț pentru Medieșeni. Eric este cel care se pregătește să execute. De bună la fazele fixe, gaz metan Mediaș, bate Eric, minge respinsă de Burcă. Apoi Mihai Roman găsește această degajare, Golovka faultat de Buzean. Încearcă să recupereze cât mai repede mingea. Levente Fulop, fratele lui Ișvan Fulop, plecat în Ungaria. Popovici. Benjamin Cucu încearcă o deviere. Balon trimis înapoi de Buzean. Preluare aici foarte frumoasă a lui Miron. Popovici pentru Cucu. Reușește să țină de minge. Popovici atacat Târtovaț. Aruncă de la margine, Popovici. Joacă în spate pentru Vașvari. Miron aici, ajutat de Mihai Roman. Miron. Din nou Mihai Roman. Dar nu prea au pe unde să pătrundă cei de la FC Botoșani. Golovka în careu, trage Golovka! Trimite paralel cu linia de fund. Balonul iese în aut. Și-a preluat-o chiar bine Golovka. Iată respingerea lui Onanga. Da, i-a rămas între dreptul și stângul. Și șutul său a trimis mingea departe la fanul de colț. Încă o schimbare, cred. S-a auzit flerul lui Iulian Călin.
No, până la urmă doar aruncare de la margine, executată de Crețu spre Buziuc. Respinge Tincu în margine pentru Popovici. Se apără foarte bine aici Crețu. Continuă Crețu, faultat de Vajvari. Nu a știut să cadă destul de repede. Da, l-a călcat Vajvari. S-a văzut clar pe reluare Eric. Bic contrat acolo de Mihai Roman. Mingea îi rămâne lui Eric. O pasă în adâncime pentru Roberto Romeo, care trage pe lângă poartă. Cea mai bună fază creată de Gaz Metan în acest meci. Ce bine a intrat Roberto Romeo, pe care îl văd mai avansat. Buzean probabil a coborât fundaș stânga după intrarea lui Onanga, iar Romeo a urcat la mijlocul terenului, într-adevăr. Nu joacă Gazul cu 3 pe fund, tot cu 2 fundași centrali, Onanga și Târtovaț. Buzean la locul său obișnuit, cel de fundaș stânga. De la margine, Golovka, ce de doi adversari, continuă Golovka, o pasă în adâncime foarte bună pentru Fulop, dar Fanion ridicat de la margine. Acțiune interesantă a lui Golovka. Nu mi s-a părut offside, să vedem, nu este offside. Da, nu mi s-a părut nici pe transmisiunea în direct. Din punctul meu de vedere, a fost o semnalizare eronată venită de la margine. Nu am avut un stop cadru, dar așa, la cum am văzut faza și după reluare, rămân la părerea că nu a fost offside. Că trebuia lăsat jocul să continue. Pasa lui Golovka a venit la timp. Roberto Romeo pentru Bic. Minge în partea opusă, Popovici. Uite lui Cobrea, nevoit să degajeze în afara terenului. Și încă o modificare, iese Bordeianu și intră Cârstocea. Alin Cârstocea, jucător provenit de la Academia Viitorului, care a trecut și pe la Timișoara, și pe la Voluntari. O deviere a lui Cucu pentru Fulop. Primește Cucu, dar pasa sa este dezamăgitoare. Recuperează foarte repede Cârstocea. Vajvari pentru Popovici. Benjamin Cucu. Țin de minge cei de la FC Botoșani și până la urmă este out. Rămân în posesie Popovici. S-au aglomerat toți acolo. Redublează Fulop pentru Popovici. Un 2 cu Cucu, Golovka. Golovka încearcă să strecoare acea minge, dar nu reușește să treacă de acel baraj. Buziuc luat acolo în marcaj de Tincu, ajutat și de Burcă. Eric. O fază extrem de încălcită, până la urmă este out. Preluarea lui Cârstocea. O minge aruncată pentru viteza lui Golovka. Nu are ce să-i facă însă lui Onanga. Foarte puternic fundașul central, Itua Onanga. Iată faza, într-adevăr nu a fost offside. O greșeală mare venită de la tușă. Scăpase singur cu portarul Fulop. A
Era genul de fază grea pentru asistent, acea forfecare. Atacantul intră, iar fundașul încearcă să joace la offside. O recuperare a lui Târtovaț. Eric pasă cam tare pentru Crețu, chiar dacă acesta are o viteză bună, nu reușește să ajungă. Aruncare de la margine pentru FC Botoșani. Dacă Gazmetan nu reușește să înscrie, ar fi a treia deplasare consecutivă, mă rog, al treilea meci până la urmă, în care medieșenii nu marchează. Reamintesc, pe Digisport 2 aveți turneul de la Madrid, turneul WTA de la Madrid. Mâine și băieții vor intra în plin cu meciurile. Fiulop, Cârstocea, Vajvari, pentru Benjamin Cucu, din nou Fiulop, Mihai Roman, cu o pasă pentru Cătălin Golovca, dar greu din acea poziție să mai întoarcă mingea în interiorul suprafeței de pedeapsă. La cel mai bun sezon, Cătălin Golovca, 8 goluri în 29 de partide, din care 20 titular. Anul trecut a marcat de 4 ori pentru Foresta Suceava. Acolo unde sunt probleme serioase financiare, din păcate. Are 27 de ani, Cătălin Golovca, este așadar un fotbalist matur, un nume de luat în seamă, are inteligență de joc. Adel pe Cucu în duel cu Onanga, foarte tare acest duel extrem de fizic, Cucu se bate formidabil pentru minge, până la urmă Onanga degajează în aut. Mihai Roman, Botoșanul insistă, domină clar, dar cu ocaziile stă mai prost, nu reușește să-și creeze ocazii. Dar altfel, ca joc, ține mingea mai mult jumătatea teren adversă, minge pentru Golovca, centrarea lui Golovca pentru Fiulop, preluarea lui Fiulop, pasă cu călcâiul, dar Mihai Roman a stat pe loc aici. Tot Mihai Roman aruncă de la margine. Nevoit însă să o facă în spate. Se apără bine Gazmetan. Miron. Miron pentru Golovca. A plecat Popovici. Excelentă pasa lui Golovca. Popovici nu reușește să-l învingă pe Greab. Ce pas a dat Cătălin Golovca. O nouă pasă foarte bună după cea la care s-a semnalizat offside. Cu siguranță cel mai bun jucător al Botoșanului, Golovca. Miron, de unul singur, nevoit să se oprească și până la urmă pierde această minge. Recuperează Vajvari. Golovca, aici nu se înțelege însă cu Vajvari și acțiunea de atac a Botoșanului se încheie destul de repede. Iată ce pasă frumoasă a lui Golovca pentru Popovici, care îl ia la țintă pur și simplu pe Greab. Nu și-a făcut bine pașii, nu a reușit să dea după. Iată aici, mingea a căzut odată, a mai lăsat-o să cadă odată și a fost prea târziu. Greab era prea în el, nu mai putea să, nu mai avea pe unde să dea. După ce a căzut mingea prima oară, trebuia să încerce să șuteze. Buziuc. Buziuc încearcă să retrimită mingea în careu. Buziuc și liniștește Tincu această fază. Crețu.
Poziție de centrare, centrarea lui Crețu destul de bună, respinge Roman, apare Roberto Romeo, Eric în careu. Eric trimite slab în fața porții, unde prinde Cobrea. Care de la margine acum pentru Gaz Metal Mediaș. Reamintesc în această seară de la 21 și 15. Craiova Viitorul, direct de la Pitești. Foarte nervos Leo Grozavu pentru că echipa sa nu câștigă de 4 etape. Ultimul succes a fost 3-0 cu FC Voluntari pe 5 aprilie. Așadar, de o lună de zile botoșanul nu a mai câștigat. 1-1 la Pandurii Târgu Jiu, a condus până în minutul 90. O partidă pe care nu a reușit să o câștige. A avut meciul în mână, dar a fost acel penalti absolut stupid din minutul 90. Reluarea lui Mihai Roman. O echipă însă care nu a jucat nimic în această repriză secundă. Onanga se luptă cu Filop până la urmă în această degajare. Tincu pentru Miron. Avansează Mihai Roman. Se oprește acolo, s-a împiedicat Radu Zaharia. Pasă pentru Golovka, preluare excelentă. Centrarea lui Golovka, respinge Buzean, mingea îi revine lui Golovka. Încă o dată centrarea prinsă de Greab. Apropiem de finalul acestei partide și am putea avea al patrulea 0-0 în acest sezon între Botoșan și Gaz Metan Mediaș. Cu siguranță mai rar acest lucru, dar mai este timp. O vedem pe Eric. Eric, o pasă excelentă a lui Eric, dar Danci nu a reușit să preia ca lumea. Toți au strâns la Eric și era să scape Danci. Intră Hergheligiu. Și este Filop. Iar Cristi Pustai mai pregătea și el o modificare. Era un jucător la marginea terenului. Gata să intre. Reluarea lui Eric. Continuă Eric cu o pasă pentru Danci. Crețu. Bic. Trage Bic, bară! Ce șut frumos! Senzațională execuția lui Bic. Cel mai bun șut al meciului, iată, aproape de pe loc. Un șut superb în vinclu. Scapă Botoșaniul cu fața curată. Șut senzațional. Intră Curtean în locul lui Eric. Da, nu mai poate. Eric, aproape 80 de minute pe teren. Alex Curtean a intrat și el pe o pantă descendentă a carierei sale. La Dinamo a fost transferul în Bulgaria, apoi ușor Alex Curtean parcă n-a mai fost cu gândul la fotbal. În curând intrăm în ultimele 10 minute.
E ușor să joci de la ora prânzului. Jucătorii cu siguranță nu sunt obișnuiți. Antrenamentele de obicei se fac dimineața de la 11 sau 10. Cucu deposedat, o pasă încercată de Hergheligiu. Cârstocea ține de minge spre Golovka. Fault aici. Da, fault. Este faultul lui Onanga. O intrare foarte tare din spate. Fault clar al lui Onanga. Primul rând că nu dă el în minge. Lovitură liberă pentru FC Botoșani. Dar e nevoie de un stângaci, iar Botoșani nu prea are așa ceva. Cârstocea și Vașvari se pregătesc să execute. Păi este arătat fluierul lui Cârstocea. Moment important al partidei, această lovitură liberă. Bate Cârstocea. Cred că asta de la poartă, dar s-a grăbit, a lovit rău de tot mingea. O fază care părea periculoasă, iată, este stricată de FC Botoșani. Porterii gazului care au făcut deplasarea încearcă să se simtă cât mai bine. Aruncă de la margine Roberto Romeo. Degajează Vașvari. Onanga. Cade rău Hergheligiu. Să vedem acea intervenție a lui Buzean, dar trebuie să se ridice. Da, nu e fault. Nu a fost fault la duelul de mai devreme. Și cei de la FC Botoșani reiau asaltul. A ținut în permanență Leo Grozavu trei oameni pe linia de fund, fără să fie nevoie de așa ceva. Condițiile în care Gaz Metan s-a apărat destul de jos și nu prea a trimis mulți oameni la contraatac. Nici nu au avut medieșenii jucători de mare viteză. Probleme pentru Buzean, cred. Da, Ionuț Buzean, cel care acuză crampe musculare. Pare să nu se poată ridica Buzean, așadar etapa viitoare. Botoșani merge la Târgu Mureș. Botoșani o așteaptă două deplasări consecutive la Târgu Mureș și Voluntari. Mai are de jucat doar două meciuri acasă Botoșaniul cu CSM Iași pe 25 mai și cu Pandurii Târgu Jiu pe 4 iunie. În timp ce Gaz Metan Mediaș joacă acasă cu FC Voluntari etapa viitoare și mai are de disputat trei partide pe teren propriu, două deplasări mai are Mediaș, unul la Iași și la Târgu Jiu, la Pandurii Târgu Jiu, pentru că se joacă la Severin. Hergheligiu la Vașvari, a plecat Popovici prea devreme, însă l-a văzut Vașvari. Tincu burcă pentru Miron.
atac aproape pentru Cârstocea, schimbă partea spre Popovici, reușește Crețu să respingă. Este out, da, e out pentru FC Botoșani aici, nu a fost fault. Târtovaț în duel cu Golovka și obține Târtovaț o aruncare de la margine. Până la urmă, Mediașul probabil și-a propus să plece neînvinsă de aici și este aproape să obțină acest lucru. Botoșanul a avut ocazii mari, foarte mari, mai ales cea a lui Elec din prima repriză, cap din 4 metri, poziție centrală pe lângă poartă. Aceea este o ocazie foarte, foarte mare. În atac se dă la această fază. Zaharia prins între doi adversari. Lovit cu brațul de Hergheligiu. Se resimte mijlocașul central al gazului. Sperăm că are toată dantura întreagă. Zâmbește și Cristi Pustai. Mâine, CSM Iași, Pandurii Târgu Jiu, ultimul meci al acestei etape din play-out, iar seara Astra FCSB. Lupta la titlu foarte interesantă după succesul lui Dinamo de ieri de la Cluj cu CFR 3-0. În această seară, Craiova, Viitorul, 21:15. În ce mai puțin timp la dispoziție pentru FC Botoșani, cam singura echipă care a dat semne că vrea să câștige acest meci. Popovici, Golovka, pasă în adâncime pentru Hergheligiu. Centrare acolo în careu, balonul ajunge la Mihai Roman. Centrarea lui Roman în forță. Și scapă gazul și de această fază. De la margine Crețu, Vajvari reușește să recupereze Popovici. Sunt importante și minutele de prelungire atunci când alergi după victorie. Miron, Alin Cârstocea, înapoi balon care ajunge la la burcă, Vajvari. Pentru gaz metan lucrurile par clare, un punct aici la Botoșani este binevenit, mai ales la cum s-a jucat, o pasă spre Cârstocea, respinge Onanga, degajează Buzean, Buziuc, pierde aici mingea, recuperată de Miron, Hergheligiu pentru Mihai Roman, rămâne la minge Roman, Cârstocea, pleacă Popovici, reușește Cucu să recupereze, Vajvari pentru Burcă. Centrarea lui Burcă, un șut centrare prins de greab. Atent portarul gazului. Buziuc acum pentru gaz metan, trage Buziuc pe lângă poarta lui Cobrea. Încă două minute din această partidă. Hai Roman, uite să paseze în spate.
Tincu pentru Miron. Din nou Mihai Roman. Joacă în lung de linie cu Hergheligiu. Roman, Cucu, protejează aici în fața lui Onanga. Cucu încearcă să scoată mingea. Buzean evită corner. Hergheligiu pentru Roman. Mingea ajunge la Cârstocea, nu reușește să trimită mai departe. Golovka, Golovka încearcă un nou exterior acolo pentru Popovici. Crețu se complică. Minge care sare până la urmă în afara terenului. Se pare că și-au ratat șansele din acest meci cei de la FC Botoșani. Cartonaș galben pentru grab, pentru tragere de timp. Mediaș în acest moment la egalitate de puncte cu CSM Iași. Un averaj mai bun însă pentru Ieșeni. Botoșanul face și ea 27 de puncte. E acolo, până la urmă. 7 puncte față de locul de baraj, nu e deloc rău. 10 față de locul direct retrogradabil. Se apropie de salvare Botoșaniul. În orice caz nu este o echipă care să aibă, să-și facă griji. A părut că a fluierat finalul meciului Iulian Călin. Până la urmă va mai fi o fază, o ultimă fază. Această lovitură liberă. Pasă pentru Popovici. Da. Dacă nu trimiți mingea în față, nu ai ce să faci. Se termină partida 0-0, al patrulea rezultat de 0-0 în acest sezon. Botoșanul și Mediașul nu au reușit să-și dea gol în acest sezon. 360 de minute fără gol între cele două echipe. Eu sunt Ionuț Angheluță, rămâneți alături de programele Digisport. La revedere! Mergi la sigur cu creditul de nevoi personale de la Pire.